Un bărbat de 32 de ani din Filiaș, în timp ce conducea cu o viteză o motocicletă pe DN6, a pierdut controlul direcției de mers părăsind partea carosabilă. Victima s-a răsturnat într-un canal de colectare a apelor pluviale de 3 metri adâncime. Un bărbat de 32 de ani din localitatea Filiaș, județul Dolj, în timp ce conducea o motocicletă pe DN6-70 în afara localității Șinian, pe un sector de drum rampă cu o succesiune de curbe, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat într-un șans de colectare a apelor pluviale. În urma impactului, conducătorul motocicletei a fost rănit grav, acesta fiind transportat la spitalul din municipiul Drobeta Turnu Severin pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma impactului, din primele investigații medicale, a rezultat că tânărul ar avea mai multe leziuni, dintre care și o fractură. S-a întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă.